Mi-am dat seama dimineața, la prima predică, că ar trebui să încep totuși cu bărbații și să vă pun o întrebare la care să meditați în tot timpul acesta. Nu știu exact unde să mă uit să vă găsesc, dar ce ați făcut de când sunteți căsătoriți ca să vă ajutați soțiile să împlinească această poruncă a lui Hristos? Eu cred că noi avem responsabilitatea ca bărbați. Deși Pavel începe cu femeia, atunci când în Eden, deși femeia a fost cea care a făcut pasul greșit și a tras pe bărbatul ei după ea, când Dumnezeu a venit la judecată, a vorbit cu el. Unde ești? Adame. Adam îi răspunde, cu Adam intră în dialog Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu ca soț am datoria să cultiv în soția mea, să ajut la devenirea ei întru chipul și asemănarea poruncii pe care Hristos i-o dă. Secțiunea aceasta familiei din Efeseni începe cu porunca pe care am discutat-o duminica trecută. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, acceptați-L, luați-L pe Hristos autoritate ultimă în familia voastră. În felul acesta veți avea de partea voastră pe stăpânul Universului, pe cel care a gândit această mașinărie a familiei și care a programat-o și a dat sarcinile specifice fiecăruia. Dar mai mult, atunci când îl iei pe Hristos ca autoritate ultimă, vei evita divorțul. De ce? Pentru că el urăște divorțul. Și el este stăpânul Universului, chiar dacă are mâna strepunsă, și îți poate da puterea să treci peste greu, să rezolvi problemele în familie, spre slava lui Dumnezeu. În al treilea rând, vei păstra o comunicare constructivă. Dacă trebuie să ne supunem unii altora în frica lui Hristos, nu întotdeauna vorbește unul și celălalt ascultă, ci putem vorbi pe rând și trebuie să ne ascultăm unul pe celălalt, chiar dacă nu ne convine întotdeauna ceea ce auzim din gura celuilalt. Eu cred că este cinstit să stai să asculți, să iei ce-i pentru tine, să mergi mai departe. Și în felul acesta comunicarea este posibilă. Dar, în ultimul rând, am spus data trecută că atunci când îl ai pe Hristos ca autoritate ultimă, vei primi, vei accepta cu bucurie și vei împlini datoria pe care o ai, pe care ai primit-o de la El. Pavel a început cu conceptul supunerii și continuă cu conceptul supunerii pentru un lucru extrem de simplu, cred eu. Dacă Dumnezeu este contextul ultim a tot ce există, Universul acesta este în armonie doar când toate lucrurile se supun lui Dumnezeu. Hristos se supune lui Dumnezeu, bărbatul se supune lui Hristos, femeia se supune bărbatului. Dacă conceptul supunerii nu este înțeles, nici bărbatul nu știe cum să-și iubească nevasta. Veți vedea duminica viitoare, soțul ca să-și iubească nevasta se supune, intră în tiparele pe care Dumnezeu le creează, el nu inventează tipare, el descoperă și se supune acestor tipare. Deci supunerea este un concept esențial pentru funcționarea Universului lui Dumnezeu. Și de aceea să nu vă supărați pe Pavel că începe cu versetul 22 așa, nevestelor, fiți supuse, ce simplu mi-ar fi dacă aici ar fi surorile și acolo ar fi bărbații. Aș putea să stau, să mă uit doar la surori. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Ce urât cuvânt, supunere. Tot ce este noi respinge, dragii mei. Mai ales în societatea zilelor noastre, repugnă această noțiune, supunere. Trăim într-o vreme în care răzvrătirea împotriva oricăror autorități este încurajată pe toate căile posibile. Până și câinii maidanezi fac ce vor în țara asta, dragii mei. Dar aminte femeile și bărbații și copiii la școală. Vorbiți cu profesorii. Supunere. No way. Da. În niciun caz. Pentru foarte mulți, a te supune înseamnă a abandona, a renunța la drepturile tale, a te lăsa călcat în picioare. Nici nu mă mir că respingem noțiunea aceasta. Vă spun sincer, dacă n-ar fi cuvântul în Scriptură, nici n-aș ține predica. Dar pentru că este în Scriptură, cuvântul acesta
cu toată sfera noțiunii, trebuie mântuit, reîncărcat cu ceea ce Dumnezeu a intenționat să însemne cuvântul acesta. Și în felul acesta recuperăm într-un fel, răscumpărăm, mântuim o mulțime de texte din Scriptură. Ce zice deci Biblia despre supunere? Sau să fiu un pic mai focalizat pe text, ce înseamnă ca soția să se supună soțului ei ca Domnului? Aș vrea să fac un lucru clar de la început. Soțul nu este Domnul, da? Indiferent cine ar fi el. Soțul este o ființă căzută, pentru că Scriptura spune toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și bărbatul și femeia. Nu este niciun bărbat care se poate substitui lui Dumnezeu, ca femeia să se uite la el ca la Domnul și să-i se supună ca Domnului. Fiecare dintre soți suntem ființe căzute, cu lipsuri și cu greșeli. Nici nu trebuie să încercăm să părem mai mult, aceștia suntem cu toții, suntem cu toții. Ce vrea să spună atunci Pavel? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Cred că dacă ne uităm puțin mai atenți la text, textul în sine ne ajută să găsim cărarea pe care vom dobândi și răspuns la întrebare. Recitesc textul, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și dacă observați în text, este un cuvânt de legătură, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Acea conjuncție, acel cuvânt de legătură, creează o relație structurală de cauză și efect. De ce să mă supun bărbatului meu ca Domnului? Pentru că bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. În mod evident, Pavel face o referire la planurile lui Dumnezeu. Și există un verset în Biblie, un text în Biblie în care Pavel vine și pune înaintea noastră și ne spune clar, vreau să știți, cu alte cuvinte, așează o realitate pe care nici tu, nici eu nu o putem modifica. O aveți înaintea dumneavoastră în imaginea pe care, în care am zugrăvit versetul 3, dar voi citi de la versetul 1 din 1 Corinteni 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, veniți după mine, spune Pavel, eu merg după Hristos. Hristos este autoritate finală, eu merg după El, voi veniți după mine. Și versetul 2 spune ce înseamnă să calci pe urmele cuiva. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar, și aici are ceva de corectat, și aici vine și așează această rânduială pe care Dumnezeu a pus-o în univers. Vreau să știți. Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Spuneam, Dumnezeu este autoritate ultimă, contextul ultim a tot ce există. Ca universul acesta să fie în armonie, El a rânduit lucrurile și rânduind lucrurile, El a așezat pe Hristos sub El în împlinirea planurilor Lui, deși sunt egal ca esență. La sfârșit, când va da împărăția însuși, Hristos se va supune lui Dumnezeu ca El să fie totul în toți. Sub Hristos este bărbatul, care trebuie să-L cunoască, să-L urmeze pe Hristos, după care vine femeia. Vreau să știți, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, aici cap, chefale, înseamnă autoritate, cel pe care îl urmezi, cel căruia te supui. Bărbatul este capul femeii. Femeia este slava bărbatului, continuă Pavel. Deci bărbatul este capul femeii pentru că așa a rânduit Dumnezeu lucrurile. Nu vă certați cu mine? Certați-vă cu el. El a rânduit lucrurile în felul acesta. Atunci când o soție se supune soțului ei, ea de fapt se supune lui Dumnezeu, rânduielii pe care Dumnezeu a așezat-o în creația sa. Oare la întâmplare când tinerii vin la altar, tocmai ați auzit că avem o nuntă sâmbătă și ne bucurăm de nunți, dar când vin tinerii la altar, femeia spune, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de, te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Atunci când ne acceptăm locul și rolul pe care ni-l dă Dumnezeu, când intrăm în rolul nostru și ne dăm
strădania, ne străduim să-L împlinim, practic îl cinstim pe Dumnezeu, îl onorăm pe Dumnezeu, ne supunem lui Dumnezeu. Așadar, a te supune soțului ca Domnului nu înseamnă să îți torci mintea, să te chinui, să-ți imaginezi că soțul tău este Domnul. Tavi, tu nu ești Domnul, fii absolut limpede și Ioana nu cred că trebuie să-și imagineze că tu ești Domnul ca să ți se supună. Nu, nu, soțul este cine este, un om căzut, cu probleme, ci a te supune ca Domnului înseamnă a te strădui să înțelegi și să împlinești locul și rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Observați, femeia în supunerea ei n-are nimica de împărțit cu bărbatul. A te supune soțului ca Domnului înseamnă a te strădui, unu, să înțelegi și, doi, să împlinești locul și rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Ai o totală libertate să deschizi Biblia, să vorbești cu Dumnezeu, să-L întrebi, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să înțeleg care-i rostul și rolul meu, pentru ce m-ai creat? Există trei întrebări la care ar trebui să știe să răspundă și cu ochii închiși orice femeie, la orice vârstă. Și eu cred că de mic sau de mică o femeie trebuie să fie învățată să priceapă răspunsul la aceste întrebări. Le puteți lua răspunsurile din trei texte fundamentale. În Geneza capitolul 2, o femeie află pentru ce a fost creată de Dumnezeu. Femeia este ideea lui Dumnezeu, nici măcar ideea bărbatului nu-i. Adam nici nu știa că există așa ceva sau că ar putea să existe așa ceva. El era. Atât. Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Deci femeia este ideea lui Dumnezeu și a dus în existență pentru împlinirea scopurilor pe care Dumnezeu le-a avut în minte. Deci femeia de la Dumnezeu trebuie să-și primească responsabilitățile și rostul în viață. Al doilea text care mă ajută să răspund la a doua întrebare și întrebarea este, care-i responsabilitatea mea principală în familie? Când Domnul Iisus intră în casa Martei și a Maria, Marta era ocupată cu multe treburi și Maria stătea cu gura căscată și asculta pe Domnul Iisus. Marta vine supărată și Domnul îi răspunde, Marto, Marto, cu multe lucruri te frămânți tu, un singur lucru trebuiește. Alții mi-am luat textul, nu despre asta e vorba în el, dar întrebarea este care e acel singur lucru care trebuiește, pe care o femeie trebuie să-l împlinească, chiar dacă toate celelalte sunt negociabile. Eu cred că nu-i rușine pentru un bărbat să spele vasele, hainele, scutecele. Da? Nu-i rușine. Nu-i rușine să spele pe jos, nu-i rușine să facă de mâncare, nu-i rușine să facă nici una din treburile casei. Există un singur lucru pe care un bărbat nu-l poate face. Dacă l-ar fi putut face, Dumnezeu nu i-ar fi dat un ajutor potrivit. Și acel singur lucru, dacă o femeie nu-l înțelege și lasă nefăcut, dragii mei, toată truda ei este zadarnică. Toată truda ei. În fața lui Dumnezeu trebuie să dai socoteală de acel singur lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat ca și responsabilitate principală. Să presupunem că ai aflat ce trebuie să faci. Mai este o întrebare la care trebuie să răspund. Cum trebuie făcut lucrul acela? Lucrul pe care îl facem capătă valoare sau nu, în funcție de cum faci lucrul respectiv. Deci cum trebuie să mă împlinesc acea responsabilitate esențială? Cine sunt și pentru ce am fost creată? Care este responsabilitatea mea principală? Și cum trebuie să mă împlinesc această responsabilitate? Deși voi vorbi surorilor, nu uitați bărbaților întrebarea mea de la început. De când ești căsătorit, în ce măsură te-a preocupat să-ți ajuți nevasta să devină ceea ce Hristos dorește să fie? Dacă n-ai făcut-o, ești vinovat. Sunt vinovat. Cu alte cuvinte, nu pot fugi de sub, din fața responsabilității. Întrebarea va fi, unde ești, Beni? Unde ești, Val? Unde ești? Unde ești? Da? Dumnezeu va vorbi, în primul rând, cu capul familiei. Să-l luăm pe rând. Geneza capitolul 2. Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost create? Citesc din 1 Corinteni pentru că textul mi-aduce într-o coajă de nucă esența înaintea mea. Versetul 8, capitolul 11. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat.
înțelegeți textul, a citit creația, l-a adormit Dumnezeu, i-a luat o coastă, i-a făcut-o pe Eva și a dus-o înaintea lui. Cât timp a durat? Nu știu, Dumnezeu zice și se face. Versetul 9 continuă, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Cu alte cuvinte, a existat bărbatul, Dumnezeu a văzut că nu-i bine ca omul să fie singur și a făcut un ajutor potrivit. L-a făcut pe bărbat. Aș vrea să citesc textul, versetul 18 din capitolul 2 din Genesa. Domnul Dumnezeu a zis, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Potrivit pentru ce? La ce să-l ajute pe bărbat? Și aici este marea problemă a femeilor zilelor noastre, dragii mei, așa cum vom vedea marea problemă a bărbaților din zilele noastre. Urc puțin mai sus în text, în versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului și ascultați porunca, menirea, ca să o lucreze și să o păzească. Deci omul a primit o dublă însărcinare, o dublă misiune, să lucreze grădina și să păzească grădina. Oare de ce nu-i bine ca omul să fie singur? Unde are lipsuri? În lucratul grădinii sau în păzitul grădinii? Versetul 16, versetul următor. Domnul Dumnezeu a dat omului, bărbatului, porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, problema, pericolul este uriaș, vei muri negreșit. Despărțire de Dumnezeu cu toate implicațiile acestui lucru. Acum, istoria biblică, ca să răspund la întrebarea mea, pentru ce am primit o soție ca ajutor potrivit? Sau pentru ce mă pregătesc să devin un ajutor potrivit pentru fetele nemăritate din casele noastre? Pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? Trăim zile în care femei și bărbați dau din coate să facă aceleași slujbe. Președinți de țară, prim-ministri, polițai care se dirigeze circulația și luptăm pentru egalitatea dintre bărbați și femeie până acolo încât ridicăm și vârsta de pensionare la 65 de ani. Dacă tot vreți egalitate, atunci vă rog frumos, da? Și toate femeile strigă lucrul acesta. Observați, societatea curge pe linia lucratului grădinii. Dacă nu lucrează și femeia și bărbatul, n-au din ce mânca, din ce-și crește copiii. Asta e societatea în care lucrăm. Știe dracu ce face? Ca să ne lase descoperiți în problema păzitului grădinii. Dacă citesc mai departe istoria biblică, ea curge pe linia păzitului grădinii, nu a lucratului grădinii. Dați-mi voi să survolesc textul repede. Mai întâi este mandatul pe care l-a primit bărbatul să lucreze și să păzească grădina. Apoi este o atenționare pe linia păzitului grădinii. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În fața acestui mandat, spune Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Apoi Dumnezeu face animalele, ajutoare pentru lucratul grădinii. Și textul spune, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Niciun ajutor care să-i se potrivească. L-adoarme pe Adam și îl face pe femeie. Da? Versetele 22 la 24. Urmează ispitirea și căderea în capitolul 3. Judecata, blestemul asupra șarpelui, blestemul asupra femeii, blestemul asupra bărbatului, alungarea din Eden. Alungarea din Eden. Dacă mă uit la contextul Scripturii și văd linia pe care curge narațiunea, înțeleg că Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca ajutor potrivit pentru păzitul grădinii, nu pentru lucratul grădinii. Nu pentru lucratul grădinii. Dar ce înseamnă ajutor potrivit? Expresia în ebraică este zerk negdo. Ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Deși dăm din coate să creăm o lume unisex, dragii mei, Dumnezeu a creat două ființe complementare, nu identice, ca să fie în război toată ziua, în competiție unul cu celălalt, ci pentru el, complementaritate, nu identitate. Suntem extrem de diferiți, dar complementari. Obișnuiesc să spun, unul e păpuc pe stânga, celălalt e păpuc pe dreapta, doar împreună pot umbla.
Ezer, ajutor, este expresia, este o expresie combinată din doi termeni. De obicei în Biblie o găsiți într-un context militar, într-un context de conflict în care o parte are nevoie de ajutor, indiferent că vine de la Dumnezeu sau vine de la oameni. Dar cuvântul în sine implică prezența cuiva care asistă, care ajută. Ajutor sau ajutorul oferă suport pentru cel căruia îi lipsește ceva. Dumnezeu în înțelepciunea Lui m-a creat pe mine ca bărbat cu goluri. M-a creat ca un șvaițer, bun la gust, dar cu găuri mari, da? Cu lipsuri mari. Ca să completeze găurile din mine, Dumnezeu mi-a dat un ajutor potrivit. Dacă n-ar exista lipsuri într-un bărbat, și bărbaților nu ne place să spunem lucrul acesta, noi totdeauna avem impresia că trebuie să ocrotim, a fost luată din coastele noastre și de aceea tot ce trebuie să facem noi este să ocrotim pe ea. Nu. Trebuie să-mi recunosc în primul rând lipsurile și nevoia de ajutor potrivit. Dacă nu fac lucrul acesta, ignor realitatea în care Dumnezeu a zis nu-i bine ca omul să fie singur. Dar ce înseamnă potrivit? E un termen puțin mai complicat de tradus, cnegdo. Există un verb care înseamnă, un verb înrudit, care înseamnă descoperit, vizibil, deschis. Și un substantiv înrudit care se referă la o persoană proeminentă, clar vizibilă, o țintă pe care o identifici ușor. Dacă combini cele două lucruri, și mă refer la etimologie, expresie, aș putea traduce textul așa. Nu este bine ca omul să fie singur. El este o țintă descoperită, râvnită, o pradă ușoară. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Un ajutor potrivit pentru poziția lui proeminentă, poziția lui râvnită de lumea spirituală. Dragii mei, pentru că bărbatul a primit mandatul, bărbatul trebuia să vândă pământul. Femeia nu putea să facă lucrul acesta. Femeia a fost doar un canal spre inima bărbatului. Abia când bărbatul a făcut alegerea și a ales femeia în locul lui Dumnezeu, l-a respins pe Dumnezeu să rămână cu nevasta, abia atunci a câștigat șarpele dreptul de a stăpâni pe planeta noastră, de a deveni Dumnezeul viacului acestuia. Aș face o paranteză, pentru că întrebarea este în mintea tuturor oamenilor. Cum se explică faptul că un Dumnezeu atot înțelept a creat-o pe femeie ca ajutor potrivit pentru bărbat în lupta spirituală și tocmai femeia devine călcâiul lui Ahile, care trage universul cu bărbat cu tot în groapa căderii? Cum se explică lucrul acesta? Dragii mei, înainte să lepădăm toată învățătura Bibliei, dați-mi voie să mă uit puțin mai atent, nu la textul Genesei, ci la cartea Genesei. Aveți înaintea noastră cele 50 de capitole cu cele 3 ingrediente majore. Primele două capitole, creație, de la 3 la 11 este cădere și la 12 la 50 este răscumpărare și istoria răscumpărării va continua până pe Golgota, în lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Atunci când Dumnezeu a terminat actul creației, capitolul 1, versetul 31, spune că s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Foarte binele lui Dumnezeu este un lucru pervertibil, nu un lucru pervertit. Ce înseamnă pervertibil? Microfonul ăsta este un lucru bun, îl pot folosi. Spuneți-mi, pot să-l folosesc în loc de ciocan? De câte ori trebuie să dau în piatra asta ca să-l stric? Odată. Da? Este un lucru, nu-i pervertit, dar e pervertibil, e stricabil. De ce a creat Dumnezeu un astfel de univers, incluzând relația cu Dumnezeu și relația dintre bărbat și femeie? Ca să ofere omului libertatea alegerii între viață și moarte. Dumnezeu n-a împiedicat-o pe femeie să aleagă moartea, ci femeia a ales moartea. Nu l-a obligat pe bărbat să aleagă moartea. Bărbatul a ales moartea de bunăvoie, alegând femeia, lepădându-l pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când mă uit la realitatea creației Dumnezeu, natura creației, trebuie să trag câteva concluzii. În primul rând, orice virtute poate fi stricată. Un viciu este o virtute supralicitată.
Dumnezeu, când a creat-o pe femeie, i-a dat virtuți pe care bărbatul nu le are. Le-a dat calități pe care bărbatul nu le are. I-a dat o sensibilitate spirituală incomparabilă cu a bărbatului. O sensibilitate care vine împreună cu o curiozitate incomparabilă a femeii față de bărbat. Spune-i la femeie o jumătate de propoziție despre ceva. Nu te va lăsa în pace până când o termini. Da. Sensibilitatea spirituală vine cu curiozitatea ei. Nu la întâmplare, diavolul a cântat pe corzile curiozității ei. A zis Dumnezeu cu adevărat? O, da, a zis. Și femeia fabulează de aici încolo. Nici să nu ne atingem de el. El a știut că n-are ce căuta la Adam. Și a venit la Adam prin femeie. Deci, Dumnezeu i-a dat această sensibilitate spirituală și diavolul a profitat de ea. Femeia a căzut în cursă și de așa a intrat căderea în lume. Dar o implicație esențială pentru noi astăzi este că orice femeie, de aici din fața mea, indiferent câți ani are, are și va avea până la moarte libertatea să accepte sau să refuze locul și rolul pe care Dumnezeu l-a desemnat. Cu alte cuvinte, ești cine ești, trăiești cum trăiești, pentru că ai ales să faci lucrul acesta. Dumnezeu ți-a dat libertatea. Și în dimineața asta poți să iei o altă decizie, dacă trebuie să faci o schimbare în viața ta. Trebuie să decizi să ceri ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul soțului tău, ca să trăiești așa cum îți cere Scriptura. Ce ne învață textul din Genesa 2? Cine suntem ca femei și pentru ce am fost create? Cred că textul acesta trebuie citit și citit și memorat până când în mintea mea se limpezește voia lui Dumnezeu cu privire la cine sunt și pentru ce am fost creat. Dacă o femeie este un ajutor potrivit, valoarea de sine a unei femei depinde de lucrul la care ajută. Dragii mei, dacă bărbații scurmă în gunoaie, soțiile lor se simt ca niște gunoaie. Dacă bărbatul este îngropat până aici, în deșertăciunea acestei lumi și nu vede nimic dincolo de noroiul acestei planete, și soția lui se simte pe măsură. În schimb, dacă bărbatul este în luptele cerului, urmându-L pe Hristos, lărgind împărăția, împlinind ce s-a rugat împreună cu familia lui, vie împărăția ta, facă-se voia ta, femeia se simte o regină lângă el, o fică a lui Dumnezeu. Spuneam dimineață că am pe retină o imagine dintr-o duminică dimineață, v-am spus-o și altă dată. Eram într-un bloc, mă pregăteam să merg la biserică, duminică dimineața de vreme, stăteam și mă uitam pe fereastră, o priveliște extraordinară, două containere de gunoi în mijlocul blocurilor, știți povestea, așa aici pe la noi, da? Văd un cuplu, o familie venind foarte hotărâți, el cu trei pași înaintea lui, ea supusă pe urmele lui. Ziceam, wow, ce familie frumoasă! Am crezut că traversează, în loc să traverseze, bărbatul dispare în primul tomberon. Am înlemnit. Am zis, dacă aș fi soția lui, ce aș gândi? Cum m-aș simți? Trei secunde mai târziu, femeia dispare în următorul tomberon, două perechi de picioare. Da? Scurmând în gunoaie. Pentru că femeia a fost creată să fie un ajutor potrivit. Valoarea ei, împlinirea ei, vine din lucrul la care ajută. Bărbaților, atenție, mingea este în curtea noastră. În curtea noastră. În Genesa 1:28, Dumnezeu a zis celor doi, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Suntem înainte de cădere, dragii mei. Rolul principal al familiei este să umple pământul cu chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă copii, 2, 3, 5. Ar trebui să ne luptăm, să ne rugăm, să vedem împărăția lărgindu-se prin pruncii noștri. Prin pruncii noștri. Și asta este bătălia pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare familie creștină. Textul din Genesa este dus un pas mai departe, sau zic eu, clarificat un pic mai direct în textul 1 Corinteni, capitolul 11. Care e a doua întrebare? Prima a fost, cine sunt și pentru ce am fost create? A doua întrebare, care e acel singur lucru pe care nu pot să-l neglijez? Chiar dacă toate celelalte îmi cad din mână, acel singur lucru trebuie împlinit de dragul lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Ascultați textul și aș citi mai departe, cel din 1 Corinteni 11:8-10.
În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dacă aș lăsa textul aici, dacă femeia a fost făcută pentru mine, atunci îmi pot permite să îi cer ce vreau, să aștept ce vreau de la ea. Nu, nu. Nu bărbatul dă rol nevestei lui, Dumnezeu dă lucrul acesta, la fel, nu femeia dă rol soțului, Dumnezeu dă rol la amândoi. De aceea urmează cea mai importantă frază, acel singur lucru pe care o femeie nu poate să-l neglijeze și un bărbat nu poate să-l facă. De aceea Dumnezeu a dat un ajutor potrivit. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap autoritate sau stăpânire, exusia. În Biblia noastră este un semn al stăpânirii și toată cearta pe baticuri. Nici nu cred că e vorba despre așa ceva în text, dragii mei. Dumnezeu l-a însuflat pe Pavel să așeze în mijlocul bisericii din Corint rânduiala lui Dumnezeu. Vreau să știți, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Capul femeii. Când zice textul, femeia trebuie să aibă pe cap autoritate. Cine-i capul femeii? Cine-i capul femeii? Bărbatul. Dar dacă rolul femeii este să aibă pe capul ei, pe bărbatul ei, autoritate, cine-i autoritatea deasupra bărbatului ei? În niciun caz femeia. Hristos. Hristos. Cu alte cuvinte, o familie creștină, care e parte din biserică, stă încolonată după Hristos. Bărbatul este în față, femeia ajutor potrivit pentru el. În împlinirea planurilor pe care Dumnezeu le-a dat lui Hristos și Hristos le dă bisericii. Biserica este trupul lui Hristos, mădularele lui Hristos. Deci responsabilitatea cea mai importantă este ca o femeie să-și pună în negoț sensibilitatea spirituală, ca îngerii să nu poată să atace pe soțul ei, să-l lovească pe la spate. Uitați-vă la imaginea din fața voastră, cele două împărății. În împărăția lui Dumnezeu, rânduiala, o știți, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Există o altă împărăție, diavolul și îngerii lui. Și este un loc vacant. Când Domnul Iisus judecă și spune, duceți-vă în focul cel veșnic, el adaugă, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a gândit și n-a creat niciun om în universul acesta pentru iad. Dumnezeu ne-a creat după chipul său pentru rai, pentru părtășia cu el. Dar ne-a dat libertatea să alegem între viață și moarte. Și dacă ai ales moartea, vei trece în cealaltă împărăție. Acum, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, era un bărbat trăind în lumea aceasta și a fost atacat sau ispitit de diavolul în pustie. Uitați-vă, vă rog, la ispitire. N-a mâncat 40 de zile. Nevoia noastră fundamentală în piramida lui Maslow este nevoia de hrană. Da, nevoia de hrană. Și câinii când sunt flămânzi, sfâșie copiii, dragii mei, spre rușinea noastră. Nevoia de hrană. Un bărbat aleargă de dimineața până seara pentru hrană, poate că pentru o pâine mai albă, la care mai adaugi o mașină, o casă, un pic de... Dar lucrurile materiale care vor arde toate. A doua ispitire, sărbătoare la templu, mulțime adunată, sarde pe strașina templului. Wow! Asta doresc bărbații, dragii mei, să fie admirați, să aibă prestigiu, să fie recunoscuți. A treia ispitire, închină-te mie, îți voi da toate împărățiile pământului, putere, stăpânire. După asta leargă bărbații. Dacă bărbatul Iisus a fost ispitit de diavolul, oare bărbatul Călin va fi scutit de ispită? Sau bărbatul Doru? Sau bărbatul... Nu, niciunul dintre noi. Cu alte cuvinte, până în ziua de astăzi, diavolul țintește în fiecare dintre noi. Femeia a fost creată de Dumnezeu ca ajutor potrivit pentru soțul ei în lupta spirituală cu forțele întunericului. Uitați-vă cum se termină cartea Efeseni. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor și a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Citiți apoi atenți textul.
Deci îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Și când încep să iau armura pe mine, iau platoșa neprihănirii, iau încălțămintele, iau scutul, iau sabia, când am îmbrăcat tot, zic, dar la spate n-am nimica. Spatele mi-e complet descoperit. Pentru că spatele mi-e complet descoperit, Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i dau un ajutor potrivit pentru el. Rolul soției este să vegheze ca soțul ei să nu fie lovit pe la spate. Lovit pe la spate prin ce? În primul rând, prin alergarea de dimineața până seara, după încă un pumn de deșertăciune. Zii pâine, zii cum vrei. După prestigiu. Un bărbat își vinde sufletul pentru aplauzele altora, da? Și pentru putere și stăpânire. Astea sunt canalele prin care diavolul lovește. Soția ar trebui să aibă toate tentacolele ridicate să vadă ce în inima soțului ei, pe unde vine atacul în viața lui. Genesa, cine sunt și pentru ce am fost create? Corinteni, care este responsabilitatea mea principală? Vă spuneam, toate celelalte se negociază. Dacă în casa ta bărbatul gătește, Doamne ajută, cheamă-și pe mine la masă. Nu mă deranjează niciun fel. Dacă bărbatul dă cu aspiratorul, foarte bine. Dacă bărbatul pune în mașina de spălat, toate astea se negociază. Un singur lucru nu se negociază. Lucru pe care bărbatul nu-l poate face. Să-și apere spatele. Și de aceea Dumnezeu i-a dat un ajutor potrivit. Dar să pricepem, să presupunem că am înțeles care e acel singur lucru care trebuiește. Întrebarea este, cum trebuie să-l fac? Și aici este textul din Petru, nu de mult, l-am studiat împreună, dar aș vrea să-l adaug în lanțul celor trei texte, cum trebuie să mă împlinesc misiunea ca femeie. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii au fost loviți pe la spate, cu alte cuvinte, ispita a început să lucreze în inima lor și nu ascultă cuvântul, nu mai stau pe urmele lui Hristos, nu mai dau bătăliile cerului, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Primul lucru în textul nostru este că el începe așa, tot astfel nevestelor. Și asta mă obligă să caut celălalt termen al comparației. După cum Hristos, tot astfel nevestelor, în niciun caz eu nu pot veni la soția mea să-i spun cum trebuie să se supună. N-am niciun drept să-i spun treaba asta, nici să v-am vreo așteptare. După cum Hristos, observați, Hristos este autoritate în familia noastră, nădăjduiesc, și El a desemnat un rol specific pentru cei doi. Cu alte cuvinte, nu soțul îi spune soției cum trebuie să îi se supună, ci Hristos o face prin propriul său exemplu. Dacă n-ar fi ținut o teorie Fiului Dumnezeu, poate că n-am fi priceput-o, dar a venit și a locuit printre noi și noi putem să-L urmărim. El a locuit plin de har și de adevăr. Și ascultați ce spune textul un pic mai sus în capitolul 2. După cum Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcat în gura Lui, nu s-a găsit vicleșug, iar când era batjocorit, nu răspundea la batjocuri, ci și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Uitați-vă la Hristos, hăituit de cei din jurul lui, el are ochii pironiți spre capul lui, spre Dumnezeu. Și se supune lui Dumnezeu pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel și voi, nevestelor, supuneți-vă, nu bărbaților voștri, ci dreptului judecător. Restul derivă. Dumnezeu a hotărât locul și rolul tău în familie. Hristos s-a supus dreptului judecător, intrând în planurile lui și dându-și viața pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Acest un singur text. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cu alte cuvinte, s-a supus dreptului judecător.
Ascultați ce urmează. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus, a omului care s-a supus dreptului judecător, să se plece orice genunchi în ceruri, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Tot astfel, nevestelor, spuneți-mi, supunerea l-a degradat pe Hristos sau l-a înnobilat și l-a înălțat pe El? Asta este o primă noțiune pervertită în societatea noastră. Când te supui, renunți la tine însuși, te lași călcat în picioare. Nu e adevărat. Când te supui după voia lui Dumnezeu, te pregătești pentru promovare în ochii lui Dumnezeu. Supunerea nu înseamnă renunțare, ci implicare. Cu alte cuvinte, supunerea nu este un abandon, ci este o intrare în luptă în vederea câștigării unei biruințe. Când Hristos s-a supus dreptului judecător, ne-a câștigat pe noi pentru cer. Versetul 25 spune că erați ca niște oi risipite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Cum? Prin supunerea lui Hristos sau lui Iisus dreptului judecător. Observați, supunerea este un mijloc spre biruință. Nu este o ieșire din luptă, ci o intrare în luptă. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri. De ce? Pentru ca, cu un scop precis, dacă unii nu ascultă cuvântul, nu sunt colonați după Hristos, nu sunt în planurile lui Hristos, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. O soție vede repede când un bărbat nu își împlinește rostul în familie. Fie că e vorba de copilul lui, fie că e vorba de orice alt lucru. O soție știe imediat, nu trebuie să o întreb de două ori. Problema cea mare este că soția nu știe cum să-l câștige pe bărbat și face tot ce trebuie să facă să-l îndepărteze și mai mult, cu alte cuvinte, să-l împingă și mai mult în neascultare de Hristos. Pentru că nu știe cum să-și împlinească menirea. Ea știe că trebuie împlinită, nu știe cum să o facă. Ascultați încă o dată textul. Fiți supuse și voi bărbaților voștri, ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dragii mei, dacă vrei să-ți câștigi bărbatul, recunoaște-l ca și cap și autoritate în familie și pune pe umerii lui responsabilitatea. Nici nu trebuie să-i spui nimica. Împinge-l în față și spune-i, Dumnezeu te-a creat să fii cap. Împlinește-ți pedirea. Fără, nici nu trebuie să-i spui lucrul acesta, ci pur și simplu trebuie să faci un pas înapoi. Și vis-a-vis de Dumnezeu, să zici, El este capul, El este responsabil, pe El îl vei trage la judecată. Roagă-te pentru El. Și în felul acesta vei împlini textul. Textul spune că supunerea înseamnă să intri în luptă, dar atenție, nu cu orice fel de arme. Și aici pierd femeile. Nu știu să-și aleagă armele în bătălia în care au intrat, biruința pe care vor să o câștige. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, și nu înseamnă să fie neapărat bețiv și curvar, ci pur și simplu să neglijeze rolul în familia lui, rolul pe care trebuie să-l împlinească. Nu ascultă cuvântul. Să fie câștigați, ascultați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră, lucrurile care le prețuiți, după care umblați, cu care vă umpleți timpul și visele, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Eu nu cred că Biblia spune unei femei să fie cernită și ruptă și nepieptănată și nespălată și cu cât umblă mai, cu atâta îi mai după voia lui Dumnezeu, pe Sara n-ar fi poftit-o Abimelec la 99 de ani. Dacă n-ar fi fost pieptănată și aranjată, dragii mei. Nu cred că de asta stă e vorba, ci vorba despre pe ce pui accentul, ci să fie omul ascuns al inimii,
în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Surorile mele dragi, biruința se câștigă nu prin ceea ce ai pe tine, ci prin ceea ce ai în tine. Uitați-vă la o femeie, 2 ani, 3 ani, în păpucii mamei, cu șalurile mamei, cu make-up-urile mamei. O femeie este construită în așa fel încât pune pe ea. Uitați-vă în dulapurile soțiilor voastre. Uitați-vă la păpucii soțiilor voastre, dacă vă permite. Am fost în case în care, când am deschis dulapurile, dacă nu au fost 100 de perechi de păpuci, niciunul. Întrebarea mea este, când umbli cu toate? Observați, o femeie, în mod instinctiv, pune pe ea, fără să știe că în felul acesta câștigă un dibovnic, dar nu un bărbat, la ascultare de cuvânt. Imaginați-vă de la ce vârstă ar trebui să ne învățăm fetele să pună în ele. Să vorbească mai puțin. Să nu răspundă părinților. De la ce vârstă ar trebui făcut lucrul acesta? Și dați-mi voie să închei cu o ultimă întrebare. Ce înseamnă de fapt să te supui? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. De ce? Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și acum urmează ultimul verset 24. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor ca Domnului. Cu alte cuvinte, soțiile sunt invitate să se uite la cum se supune biserica lui Hristos. Voi reveni la lucrul acesta. Dar aș lua un mădular al bisericii care e autorizat în Scriptură și aș cita propriile lui cuvinte. Este vorba de Apostolul Pavel. A prigonit biserica, s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, a fost născut din nou, a devenit mădular al bisericii și ascultați-l pe el definindu-se ca mădular al bisericii, lucru care poate fi extins la oricare dintre mădularele bisericii. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce a făcut Pavel? A zis, dacă Hristos este capul și eu sunt mădularul lui, înseamnă că capul dictează ce face mădularul trupului. Noi toți suntem trupul lui Hristos, mădularele trupului lui. După cum capul meu umple mădularele, dacă aș fi paralizat, n-aș putea să mișc o mână. Mâna a refuzat să mai vorbească cu capul, da? Dar câtă vreme ești întreg, capul dictează ce fac toate mădularele trupului. Nu așa ar trebui să fie și biserica? Biserica este supusă lui Hristos doar atunci când îl are pe Hristos în centru și când prin tot ce face împlinește planurile lui Hristos. Biserica este supusă lui Hristos doar în măsura în care prin tot ce este și face împlinește planurile lui Hristos. Ce înseamnă a te supune? A te supune înseamnă a te alinia de bunăvoie după cineva spre a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. Eu cred că foarte multe din femei se fac să adună în ele însele când aud lucrurile astea. Foarte multe dintre ele. Din pricina noastră, bărbaților. Din pricina lucrurilor cu care ne-am umplut mâinile și timpul. Familia creștină, bărbați și femei împreună, sunt parte din biserică. Și aici sublinea un adevăr important. E adevărat. Biserica începe în familie și cum este familia, așa e și biserica. Dar este adevărat și invers. Cum este biserica, așa vor fi familiile din ea. Cu alte cuvinte, o biserică, și acum vorbesc cu voi, Tavi și ceilalți, că sunteți tineri și veniți pe urmele noastre, o biserică care nu-L păstrează pe Hristos în centrul ei și cuvântul lui Hristos și ne interesează tot felul de alte lucruri, dragii mei, de la concerte, la
Știu eu ce altceva. O biserică trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului, cum este Dumnezeul cel viu, al cărui este biserica. Într-o astfel de biserică, bărbați și femei vor învăța să supună lui Hristos, să supună unii altora în frica lui Hristos. Familia creștină este parte din biserică și când biserica se supune lui Hristos, bărbații ei se supun lui Hristos, povestesc cu Hristos, primesc ordine de luptă din partea lui Hristos, sunt implicați în bătăliile cerului, nu ale diavolului. Spuneți-mi, e greu pentru o femeie să fie un ajutor potrivit în cazul acesta? Soția creștină fiind ajutorul potrivit al soțului ei, se aliniază și ea la a da bătăliile lui Hristos. Și atunci când toate lucrurile sunt după rânduiala lui Dumnezeu și fiecare ne supunem capului, fără de Dumnezeu care este capul tuturor, dragii mei, atunci totul este în armonie. Atunci trăim bucuria aceea pe care vom simți doar când neprihănirea va domni pe planeta aceasta, când Dumnezeu în bunătatea Lui va aduce astfel de vremuri. Ce extraordinară eliberare! Bărbaților, nici unul dintre noi n-avem dreptul să le spunem soților cum trebuie să fie supuse. Nu-i treaba noastră. Avem însă obligația ca preoți în familia noastră să deschidem Scriptura și să răspundem la întrebări dacă este nevoie. Și să le ajutăm prin tot ce putem. Cred că una din metehnele bărbaților zilelor noastre este că nu încurajează, dimpotrivă, închid gura nevestelor lor, sting în ele lucruri pe care o femeie ar trebui să învețe să-l facă din ce în ce mai bine spre slava lui Dumnezeu. Cred că este datoria noastră să ne încurajăm nevestele, fetele, să crească spre ceea ce Dumnezeu le-a cerut să fie și să facă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.